Caz șocant înregistrat în județul Caraș-Severin. Un tânăr mehedințean în vârstă de doar 29 de ani din satul Recea și-a ucis cu sânge rece concubina de 32 de ani. Trupul femeii a fost găsit noaptea trecută pe marginea drumului Național 6, în dreptul comunei cărășene Constantin Daicoviciu. Bărbatul a fugit de la fața locului, iar în această dimineață, la ora 6, s-a predat la sediul poliției Drobeta Turnu-Severin. Bărbatul avea asupra sa un cuțit și era însoțit de fratele lui. Tânăra ucisă de iubitul care avea să-i devină soț era mama unei fetițe de doar 4 ani. Femeia ar fi locuit în ultimele luni în Mehedinți, alături de bărbatul care i-a luat viața. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru omor calificat, iar făptașul va fi dus la audieri la parchetul de pe lângă tribunalul Caraș-Severin. Anchetatorii încearcă acum să afle ce l-a determinat pe tânăr să comită o faptă cu o asemenea cruzime. În această dimineață, în jurul orei 5, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a fost informat despre faptul că la sediul Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin s-a prezentat un bărbat de 29 de ani din județul Mehedinți, care a sesizat că aseară în jurul orei 23 a înjunghiat-o mortal pe o femeie de 32 de ani din comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin, după comiterea faptei, acesta abandonând cadavrul pe un câmp în apropierea localității Căvăran. Polițiștii de la secția 2 Poliție Rurală Caransebeș s-au deplasat imediat la fața locului, cadavrul femeii de 32 de ani fiind găsit în zona indicată. La acest moment, bărbatul de 29 de ani se află în custodia poliției. De asemenea, a fost informat parchetul de pe lângă tribunalul Caraș-Severin în vederea demarării cercetărilor conform competenței, a declarat Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin.